Am încercat să luăm și un punct de vedere al președintelui Iohannis legat de personalitatea Samuel von Bruckenthal, iar răspunsul a venit azi repede, dar surpriză. De acolo aflăm că solicitarea noastră nu se înscrie în categoria informațiilor de interes public. Deci ne-au refuzat orice răspuns, deși la Sibiu Iohannis a mers în calitate de președinte al României și i s-a intonat imnul național. Nu aveau voie Bun. să facă absolut nimic de unic. Avem deci cu au care au fost să... asupriți, au fost clavagiți. A știut care erau hotărârile împăratului și știm că împăratul, în timpul anchetelor care s-au făcut, a cerut ca sentința să fie dură. Moartea unora, tuturor le poți reproșa. și atunci ce facem? Desfințăm țara? Desfințăm planeta? Plecăm... Nu, desfințăm aceste personalități pe care ar trebui să încetăm să îi mai venerăm.